Dragi prieteni, suntem la Soliloc de Bibliotecă, aici, la Biblioteca Centrală. Suntem pe YouTube-ul instituției și vă salutăm și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o carte specială, aș spune, pe care aș scoate din rând. Este un debut, dar este mai mult decât un debut literar. E o carte care iese dintr-o teză de doctorat. Autor Constantin Ivanov. Și Constantin Ivanov scrie o carte despre răul interpretării literare. Un titlu, să zic eu așa, care te captează din prima, care intrigă, da? Pentru că răul este mereu prezent lângă noi, în noi, și acest titlu te face atent, te face curios. În primul rând vreau să spun că e un volum bine lucrat. Autorul nu s-a limitat la, să zic eu, limitele tezei lui de doctorat. A revenit la acel text, l-a adaptat pentru publicul larg, așa încât cartea poate fi citită nu doar de cercetători, universitari. E o carte cumva prietenoasă, să zic, ochiului simplului cititor, dar un cititor doct, un cititor care măcar o dată în viață s-a întrebat ce este rău și ce este bine și ce e cu mine în această ecuație. Apropo, deja din cuprins, înțelegem că avem în mână un volum valoros, o carte pe care o introduce într-o prefață Constantin Dram, criticul de la Iași. Și apoi urmează, să zic eu, o eșalonare conceptuală a argumentației. Constantin Ivanov pornește de la niște premise, da, ale temei, răul, da, din istoria abordării problemei răului, să zic, un capitol mai teoretic, unul firesc și necesar în economia unei astfel de cărți. Apoi lucrurile se împlântă în miezul temei și ajungem la mitologia cosmogonică românească, da? Și viziunile răului în aceasta. M-a bucurat faptul că Constantin a pornit de acolo, pentru că poveștile și miturile sunt anume acele, să zic eu, muzee ale imaginarului nostru colectiv, care au conservat acele credințe, atitudini pe care le-au avut strămoșii noștri și totodată prin aceste mituri ne-au transmis nouă acel ADN mental. De aceea era firesc să se înceapă de acolo, deși, desigur, Constantin are o abilitate aparte a studiului biblic și el mereu știe să valorifice acele cunoștințe, acele dexterități de analiză și hermeneutică biblică. Și dinspre mitologie, Constantin Ivanov ajunge la opera lui Ion Creangă, lucru foarte firesc, unul dintre primii autori culți de basme, să zic, care a știut să popularizeze și basmul popular, și alături de Petre Ispirescu, anume Ion Creangă a știut să insiste pe această temă a răului. Personajele lui nici pe departe nu sunt ideale. El are personaje aproape moderne în basmele lui, personaje complexe, da? Chiar și un Michiduță la Creangă are ceva din omul modern, care își pune și probleme din realitatea imediată, da? Se referă la anumite configurări arhetipale,
Și în acest sens trebuie să spun că Constantin Ivanov și-a făcut foarte bine temele înainte de a scrie această teză, acest volum. La urmă are o bibliografie foarte serioasă la temă și desigur că arhetipurile lui Jung nu puteau lipsi de aici, pentru că anume acel mental colectiv despre care vă vorbeam și mai sus generează și valorifică totodată aceste imagini, aceste viziuni pe care le generează un popor la o anumită etapă, într-o anumită, să zic eu, într-un anumit salt cultural, într-o anumită buclă a literaturii sale, da? Și ultimul capitol, cel mai extins și aș spune aplicat la texte, este Râul ca distorsiune a lumii și reprezentările sale artistice. Da, se referă și la expresia sa ludică, la percepția transcendentală, misterioasă a răului, la expresia ideologică a răului ca hibris al dezumanizării și distopiei ale postumanului. Și atât în ultimul subcapitol se referă din plin la felul în care totalitarismul, comunismul a funcționat ca un rău și a produs acest hibris al dezumanizării, al deformării umane pe care am trăit-o și o trăim în continuare ca moștenitori ai acelor timpuri și ai acelor întâmplări nefaste. Apare și Aureliu Busuioc și Vladimir Beșleagă și Vasile Vasilache, și fiindcă vă spuneam despre Vasile Vasilache, la Biblioteca Municipală o să apară degrabă o biobibliografie dedicată maestrului Vasile Vasilache și în acel volum va intra și un studiu introductiv semnat de Constantin Ivanov cu referire la romanul Povestea cu cocoșul roșu de Vasile Vasilache, un studiu care mi-a plăcut foarte mult și pe care l-am apreciat, la fel cum apreciez întreg acest volum. Trebuie să vă spun că în cazul lui Constantin Ivanov place în primul rând felul în care își organizează și își disciplinează fraza. Este foarte atent ce și cum scrie. Nu sunt cuvinte decorative, ornante, sunt cuvinte care acoperă niște sensuri, înțelesuri, niște gânduri profunde. Sunt, să zic eu, capacitățile lui de analiză și sinteză, de interpretare. Și atât, apropo, Andrei Țurcanu, pe coperta a patra, spune că modul de abordare a răului de către Constantin Ivanov este exemplu fericit al unei cercetări tematice care transcende studiul sursologic și investigația pur literară într-o hermeneutică superioară integratoare. Și dau dreptate domnului profesor Andrei Țurcanu. La fel, pe coperta a patra, Corin Braga menționa că într-o lume tot mai complexă și multe polarizată, mai greu de stăpânit și de înțeles, mitologia, legendele, basmele, literatura sunt un instrument foarte eficace de a pătrunde la nivelul profund al reprezentărilor colective, al schemelor arhetipale ale naturii umane. Un volum care nu trebuie să treacă neobservat, un debut fulminant și fascinant, o carte deja matură, cu aparatul științific bine pus la punct, cu dexteritatea comentariului literar bine configurată și plăcută lecturii. Constantin Ivanov știe să se facă plăcut cititorul, ceea ce nu este deloc de ignorat astăzi, într-un secol în care ochii noștri mereu sunt captați de o lume a imaginii, a clipului. Observați un volum frumos conceput și ca design, a apărut la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, deținut în mână, de citit, în primul rând de înțeles,
de valorificat și în viețile noastre, pentru că răul nu doarme, răul este mereu la granița noastră, fie că ia chipul unui război, fie că ia chipul unui conflict între doi oameni, fie că ia chipul unui dialog întrerupt între culturi, între limbi, răul este mereu și noi trebuie să fim de veghe, să nu permitem ca acesta să ne copleșească, să ne cotropească. Răul, interpretări literare de Constantin Ivanov, o carte frumoasă, o carte valoroasă, o căutați, o citiți, suntem la Soliloc de Bibliotecă, aici, la Biblioteca Municipală, pe YouTube și vă mulțumim pentru că dumneavoastră, utilizatorii bibliotecii, utilizatori pe online, sunteți alături de noi.